Videoclipul, considerat cea mai proastă încercare de twerking, a fost încărcat pe internet chiar de către cea care dansează. Fata a explicat că nu a vrut decât să facă un videoclip sexy pentru iubitul său, iar lucrurile au devenit prea fierbinți. Imaginile au devenit virale, fiind urmărite în mai puțin de o săptămână de peste 8 milioane de persoane. Telespectatorii și colegii au rămas cu gura căscată când au văzut ce a făcut o prezentatoare în momentul când a intrat în direct. Meteorologul nu și-a dat seama că prezentatoarea știrilor tocmai i-a predat legătura. În momentul în care camerele de luat vederi au luat-o în prim plan, aceasta, fără a fi pregătită cu informațiile despre vreme, a început să danseze. Surprinsă de gestul colegei sale, prezentatoarea jurnalului de știri a încercat să dreagă situația, anunțând că informațiile despre vreme nu sunt actualizate în acest moment, dar se pare că va fi frumos în această seară. Marcovici. Nismo dobili kompletnu informaciju, ali vreme svakako se poboljšava i subota i nedelja biće lepi, provedite lep vikend, a priče iz Srbije možete pogledati i na našem sajtu rts.rs.